ce am văzut noi în domeniul respectiv? Am văzut două promovări absolut controversate. Este vorba de Musteață și Plămădeală la Curtea Supremă de Justiție, deci au uimit întreaga societate care a urmărit procesul de capturare a statului prin intermediul justiției și sunt niște nominalizări absolut neclare. Dumneavoastră probabil ați văzut nota informativă a Serviciului de Informații și Securitate pe cei doi judecători pe care voi am nominalizat, promovați nu oriunde, dar în cea mai mare instanță din Republica Moldova, la Curtea Supremă de Justiție, la conducerea justiției. Câte averi au fost indicate în acea notă a Serviciului de Informații și Securitate pe care le dețin acești judecători? Putem să trecem și la alții care acum cumva se simt destul de confortabil în sistemul respectiv. Eu, ca și membru al Comisiei Juridice, sunt obligat să analizez aceste candidaturi sub aspectul legalității și integrității și capacității. Și eu când operez cu cifre, date și acte. Domnul Plângău mai devreme a făcut referire la un aviz al SIS-ului, de exemplu, da? Sau altor organe, pe care eu l-am citit și care nu prevedea nimic. Față de aceste persoane, la momentul examinării dosarului, nu a existat nici o problemă juridică. Cred că dacă va veni grădinarul să facă reforma justiției, este soldat cu eșec de start, pentru că ceea ce ați menționat dumneavoastră, de fapt, până în prezent, este o demonstrație că ați fost niște avocați acestor judecători care s-au fost bănuiți nu de mine, nici măcar nu de presa de investigații, care au scris foarte multe lucruri destul de interesante despre ultimele promovări în justiție, dar de o instituție oficială a statului, precum este Serviciul de Informație și Securitate. Și dumneavoastră, cu siguranță, ați văzut acea notă informativă care a fost publicată. În baza acelei note informative m-am adresat cu un denunț la Procuratura Generală a Republicii Moldova. Nu înțeleg de ce până în momentul de față nu au fost să-i întrebe de sănătate pe acești judecători spre care s-a scris în acea notă informativă, a cărei informație a fost verificată și cu anumite extrase din registrul bunurilor imobile și așa mai departe. Deci, dumneavoastră, când invocați că ați văzut acea notă informativă, înseamnă că nu ați evaluat judecătorii prin prisma integrității și dumneavoastră probabil puteți vă uitați. Ședința Comisiei Juridice pe acest subiect a fost publică. Deci a fost un fel de, amintiri de copilărie a judecătorilor. Oamenii au venit să fie evaluați ca să ajungă la șefia Curții Supreme de Justiție prin prisma ce ai visat să devii când erai mic. Deci lucrurile astea deranjează foarte mult. Iar când vorbim de anumită echitate în societate, haideți să analizăm în toată această perioadă cu cât a fost majorate, spre exemplu, salariile profesorilor și salariile dumneavoastră ca deputați. Facem o mică comparație și o să vedeți de ce foarte multă lume este nemulțumită acum și crede că, practic, au venit vremuri bune, dar nu pentru toți. Pentru judecătorii Musteață, Plămădeală, pentru Podarilov, pentru unii deputați, poate, care se fac avocații acestor oameni, poate au venit vremurile bune. Dar eu vreau să precizez un lucru. Dacă cineva crede că documentele care stau pe masa deputaților apar prin presă, acestea sunt niște glume, pur și simplu. Ceea ce apare prin presă nu sunt documentele care le examinează Serviciul de Informații juridică. Și Securitate a confirmat autenticitatea documentului. Ce spuneți dumneavoastră, a confirmat. Este dumneavoastră este document oficial. Este dreptul dumneavoastră, pentru că nu poate opoziția să spună că guvernarea este bravă. Spuneți niște minciuni aici. Ei o să poarte răspundere penală dacă o să fie eu de acord vă spun cu poziția dumneavoastră. Noi, ca și Comisia Juridică, avem responsabilitatea de păstrare secretului și, respectiv, nici noi măcar nu avem dreptul să facem publice aceste acte. Cu atât mai mult, pur și simplu, a apărut de la Serviciul de Informații și Securitate presă pe piața centrală. Haideți să fim sinceri. Da.